Ora 14, bună ziua, bine v-am găsit. Sunt noi detalii în cazul Caracal. Rămășițele a două cadavre au fost găsite pe un câmp din județul Olt, la 30 de kilometri de casa lui Gheorghe Dincă. Este vorba de mai multe fragmente osoase și un craniu. Coincidență sau nu, Gheorghe Dincă a fost adus de urgență la DICUT pentru noi audieri. Vă dau detalii halucinante din acest caz imediat în emisiune, când vă propun să vedem și informații bombă despre poștașii care ar fi făcut propagandă electorală Partidului Social Democrat în timp ce împărțeau pensiile oamenilor. Suntem și în așteptarea unei conferințe de presă a candidatului la prezidențiale Dan Barna, cărui soartă la conducerea formațiunii este decisă astăzi. Vedem dacă rămâne sau nu Barna șef al USR în urma unei proceduri de vot internă desfășurată timp de 5 zile în mediul online. Am invitat-o în platou pentru a analiza toate aceste subiecte pe colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe Talk B1 chiar acum. Proaspătă care vine din Timișoara, sunt noi apeluri la 112 în cazul dramei care a șocat o țară întreagă. Echipajele de ambulanță au fost solicitate în mai multe locații diferite din Timișoara. Salvatorii au fost chemați să intervină după ce mai multe persoane evacuate din blocul de pe Miorița 8 au sunat la 112 și au anunțat că se simt rău. La spital au ajuns și doi copii. Este în legătură telefonică directă cu noi la această oră profesor dr. Mihai Gafencu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii Luis Turcanu din Timișoara. Vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Salut, mâna! Domnule doctor, care este situația la unitatea medicală pe care o reprezentați? Situația stabilă. S-au prezentat 4 copii, verișori, 2 fratrii, 2 băieți și 2 fete, care au prezentat, 3 dintre ei, fenomene digestive în dimineața aceasta, care nu cred că sunt legate de situația toxicologică, dar au fost reținuți 3 din acești 4 pacienți spre internare și, de fapt, spre o observare mai atentă câteva zile pentru a fi sigur că nu sunt legate fenomenele de toxicul de care se tot vorbește, că ar fi provocat decesul celor 2 persoane. Ce v-au spus părinții acestor copii? N-au venit însoțiți de părinți, ci au venit ei împreună cu vărul cel de-al patrulea, care, repet, se simțea foarte bine și a și fost externat. Au venit cu vărul și după aia a sosit mama unuia dintre fratrii. N-au spus decât că au avut dureri abdominale, ceea ce au și prezentat 3, repet, dintre ei în momentul admisiei în spital. Cam încă 5-6 din cei 20 și ceva de pacienți pe care i-am internat în zilele trecute au prezentat dureri abdominale. Se poate să fie legate sau nelegate de acest unic toxic incriminat până în momentul de față. Când veți stabili acest lucru? Când vom primi un răspuns oficial de pe testările efectuate persoanelor decedate. Momentan se vehiculează cu aproape certitudine acea fosfură de alumină. În momentul de față aveți 3 persoane internate pe parcursul zilei de astăzi, da? 3 copii. Ce vârste au aceștia? Vârsta lor este între 5 și, așa cum v-am spus, 15 ani. Sunt 2 fetițe și un băiețel. Vă mulțumesc tare mult, domnule Gafencu, pentru intervenție și pentru aceste informații pe care ni le-ați furnizat. Continuăm să urmărim acest subiect și revenim și mai târziu asupra lui. Mergem acum mai departe și discutăm despre rămășițe la 2 cadavre care au fost găsite pe un câmp din județul Olt, la 30 de kilometri de casa lui Gheorghe Dincă. Este vorba despre mai multe fragmente osoase și un craniu. Coincidență sau nu, Gheorghe Dincă a fost adus de urgență la DICOT pentru noi audieri. Haideți să vedem mărturiile martorului care a găsit aceste rămășițe pe câmp. Eu le-am arat, mi-a arătat alții, eu de unde să știu. Și unde am arătat când deștepeți în partea, bă, vă spun, nu ne arăt, vă spun să răzește. Cată, cine este, sau mulți, nu ce-au fi fost, oase de oameni. Dar multe! Da, toate oasele fie ținate, că vă le-au coastele, șoldurile, coastele astea, plus la săpată cu armărie și am mai găsit un întreg. Stăm de vorbă în cele ce urmează cu Anca Ancuța, este prim-procuror de pe lângă parchetul de tribunalului Olt, în legătură telefonică directă. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua! Bună ziua! O precizare, Anca Anuța, da? Anca Anuța, rectificăm. Da. Dați-ne, vă rugăm, detalii despre acest caz, ce informații dețineți, ce s-a găsit acolo mai exact și care este stadiul anchetei.
Inițial s-a găsit un craniu și fragmente osoase. După anunțarea organelor de poliție și constituirea unei echipe operative, a fost identificat un alt schelet, de această dată în integralitate. Au fost ridicate de la fața locului, înaintate institutului, în vederea efectuării unei expertize antropologice. Sunt fragmente osoase de natură umană? Da, primele concluzii preliminare apreciază că, într-adevăr, fragmentele osoase sunt de natură umană. Și s-a putut stabili dacă este vorba despre bărbați sau femei? Nu, acesta este scopul expertizei antropologice, să stabilim vârstă, sex, data decesului. Nu aveți idee cam de cât timp s-ar putea afla acolo? Nu, v-am spus, nu discutăm pe idei, pe presupuneri, pe supoziții, ci am stabilit niște obiective în cadrul expertizei antropologice. Cam în cât timp credeți că veți avea un rezultat, doamna procuror? În funcție de volumul de activitate al INML-ului, noi apreciem că în câteva zile. Ar putea avea vreo legătură cu celebrul caz Caracal? Nu, până în moment nu avem nici măcar un indiciu care să ne confere sau să ne ducă cu gândul la cazul Dinca. Și atunci la Olt ați deschis un dosar penal altul? Da, noi instrumentăm un dosar, da, având ca obiect infracțiunea de omor calificat asupra două sau mai multe persoane. Nu, în legătură cu găsirea acestor două cadavre. Da, despre asta vă spuneam. Ca urmare a găsirii celor două cranii și respectiv fragmente osoase, s-a constituit pe rolul parchetului de pe lângă tribunalul Olt un dosar penal, având ca obiect infracțiunea de omor calificat asupra două sau mai multe victime. Și care sunt indiciile pentru care ați ajuns la infracțiunea de omor calificat? Identificarea acelor schelete și în care se aprecia că sunt și fragmente osoase care sunt de natură umană. Da, vă mulțumim tare mult, doamna procuror, pentru intervenție și pentru aceste informații. Dezbatem și noi subiectul. Liliana Năstase, o ecuație cu foarte multe necunoscute la momentul la care discutăm. Nu, este drept. Trebuia, bineînțeles, să deschidă un dosar penal în rem pentru presupuse infracțiuni de omor calificat, pentru că poate vorbim despre două sinucideri, nu știu. Sau, nu știu, de ascunderea, profanare de morminte. Dar fiind într-o zonă atât de apropiată de casa lui Gheorghe Dincă, bineînțeles că la această oră nu poate să fie niciun fel de legătură, evident. Dar fiind foarte atât de apropiate de casa lui Gheorghe Dincă, cadavrele, cel puțin ale celor două fete, Alexandra și Luiza, pe care Gheorghe Dincă cel puțin susține că le-ar fi ucis, nu au fost găsite, cel puțin în integralitate niciodată. Au existat niște resturi în care s-a identificat ADN-ul Alexandrei. În ceea ce o privește pe Luiza, niciuna dintre probe nu a identificat ADN-ul ei, mă rog, prevalat de la mama Luizei. Și atunci, normal că facem această legătură. Dar deocamdată ne știm nici măcar dacă e vorba despre femei sau bărbați. Nu se știe de când erau acolo vechimea lor. Nu putem decât să speculăm că ar putea fi ele sau, Doamne ferește, și mai grav să fie alte victime. Dar în zona respectivă să fie chiar atât de mulți criminali în serie pe o rază de nici 30 de kilometri, mi se pare un pic suspect. Ceea ce este foarte ciudat, Lili, este și faptul că nu au dispărut alte două persoane, cel puțin exact. nu în ultimul an și jumătate, pentru că am înțeles că cei care au găsit în primă instanță aceste cadavre, munceau acolo sau ce făceau, au mai făcut aceste lucrări și în urmă cu un an și jumătate. Și atunci nu erau. Deci aceste dispariții, cel puțin, nu neapărat dispariție, dar îngroparea în locul respectiv nu putea să fie mai târziu de un an și jumătate în urmă. Acum un an și jumătate, deci nu au dispărut alte persoane din zona respectivă. Un
Un detaliu foarte important pe care voiam să ți-l spun este acela că în ceea ce o privește pe Luiza nu s-a găsit absolut nimic și avem în momentul de față un cadavru, un schelet intact descoperit acolo, plus alte rămășițe care ar proveni de la o altă persoană. Da. Am văzut declarația martorului. Da. Și doamna procuror, prim procuror, a spus același lucru. Da, putem specula, dar atât timp cât nu știm sexul, presupusa vârstă și timpul de cât erau acolo. Însă, făcând această paralelă, repet, e greu de crezut că sunt alte persoane. Din ce motive? Nu au dispărut persoane adulte, pentru că bănuiesc că și-ar fi dat seama dacă era vorba despre copii. În zona respectivă, 30 de kilometri, o zonă oarie foarte restrânsă pentru astfel de infracțiuni. Nu au dispărut să fie căutate de cel puțin un an și jumătate. Poate doar dacă ar fi fost aduse din altă zonă. Dispariții cu autor, cu dispariții care reclamate, dar care nu au mai apărut de foarte mult timp, nu prea sunt. Era acel caz de acum 18 ani pe care îl întrebau tot pe Dincă, o tânără din Craiova, în urmă cu 4 ani, dar a cărui cadavru a fost găsit tot atunci, însă autorul nu a fost găsit niciodată. Și din acest este foarte posibil să fie vorba despre Luiza și Alexandra, însă este la fel de posibil să fie vorba de alte presupuse victime ale lui Dincă sau ale altui criminal. Cert este că ne aflăm la 4 luni de la izbucnirea scandalului, că de la dispariția Luizei au trecut mai bine de șapte luni, pe 14 aprilie și noi suntem pe 20 noiembrie și nu s-a putut constata nimic. Bineînțeles că declarația, recunoașterea presupusului autor este una dintre probele cheie în cazul unui omor. Deci nu trebuie să nu mergem deloc pe pista asta, să spunem că Dincă de fapt este pus în față de cineva și că este frică și că recunoaște niște lucruri pe care nu le-ar fi făcut și așa mai departe. Nu cred în aceste teorii ale conspirației. Cred că din păcate a recurs la acest gest, însă nu s-a putut stabili cu exactitate ce a făcut cu cadavrele. Și Lili, să nu uităm că au fost găsite fragmente osoase și în liziera de lângă Caracal din pădure, acelea care sunt expertizate acum de FBI. Cele expertizate de FBI. A căror proveniență tot așa n-a putut fi stabilită de INML. În România nu avem aparatura necesară pentru acel gen de expertiză. S-a făcut expertiză, însă din cauza degradării obiectelor și resturilor umane, presupuse a fi umane, nu s-a putut identifica ADN-ul Luizei. Nu era Luiza, pentru că ADN-ul nu are cum să mintă. ADN-ul este în proporție de 99,99% real, adică este o probă care nu poate fi discutată, nu, și nu cred eu că cineva stătea să-l protejeze pe Gheorghe Dincă în astfel de situații. Nu. Cert este că acum s-a văzut neputința autorităților, s-a văzut faptul că dosarul, fiind vorba despre, cred eu, într-o proporție mare, că este vorba despre un omor calificat, pentru că vorbim de mai mult de cel puțin două persoane, nu prea avea ce să caute la DIICOT. Că traficul respectiv de persoane, deși nu a fost scos din dosar, nu s-a dovedit a fi nici măcar un pic așa real, că ar fi avut, sau cel puțin poate nu au putut să dovedească procurorii, dar mă îndoiesc, pentru că există procurori la DIICOT specializați în trafic de persoane care cred că au întreprins toate modalitățile de lucru astfel încât să poată stabili măcar o secundă. Atâta timp cât procurorul
șef adjunct la vremea respectivă al DICOT-ului, la vremea actuală procuror general al DICOT interimar, a ieșit public și a spus că au fost ucise. După aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat, probele nu au fost luate de la început de la casa lui Gheorghe Dincă, s-a tratat superficial și am pierdut aceste probe. O anchetă de omor alterată în primele zile, cam asta este rezultatul. În caz invers, și Dincă, în care întâmplător, crezi că a fost dus astăzi la DICOT? În ultimele zile, de fapt, de la sfârșitul lunii iulie până în prezent, cercetările nu au fost oprite nici măcar o secundă. Există un dosar care trebuie trimis în judecată până la sfârșitul lunii ianuarie, pentru că Dincă este arestat de la sfârșitul lunii iulie și codul de procedură penală, am mai spus, nu le permite procurorilor să țină pe cineva sau să propună arestarea preventivă pentru cineva care deja a stat în arest de acest gen 180 de zile. Ar fi culmea, vă dați seama cum ar fi să iasă Dincă din închisoare. Trebuie trimis în judecată, dar Dincă, cu toată recunoașterea lui, nu poate fi trimis în judecată numai pentru că a declarat el. Ok, a declarat el, în cazul Alexandrei au fost găsite probe certe, ADN-ul, și ar putea fi trimis în judecată. Cel puțin astfel încât să nu scape de arestul preventiv. Dar în cazul lui Izei nu poate fi trimis în judecată că a spus el că a ucis-o, pentru că nu există nici mobilul crimei și nu există nici cadavrul. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, Lili. Revenim în câteva minute. Suntem și în așteptarea unei conferințe de presă despre care vă povesteam de la sediul USR, să vedem care a fost decizia partidului în ceea ce îl privește pe Dan Barna. Surse din interiorul partidului ne spun că va rămâne la conducerea formațiunii, însă așteptăm declarațiile domniei sale imediat. Revenim după publicitate. Discutăm despre descoperirea șocantă de pe un câmp din apropiere de Caracal, două cadavre, două rămășițe umane, dacă vreți, au fost descoperite de către un muncitor care efectua acolo munci agricole pe un câmp din Caracal. Lili, vreau să te întreb cu privire la cazul în sine. Nu știm deocamdată dacă are legătură sau nu cu ceea ce a declarat Gheorghe Dincă că ar fi comis, da, crimele lui Gheorghe Dincă. Referitor la ancheta FBI-ului, știm că autoritățile române au solicitat ajutorul FBI. Noi, BONU TV, am transmis o solicitare către FBI în luna septembrie, când s-au trimis acele probe și am primit confirmarea că FBI sprijină autoritățile române. Am revenit cu solicitarea în urmă cu, cred că vreo 4-5 zile, și ne comunica FBI-ul că nu are nicio noutate în acest caz. De ce ar dura atât de mult? Sunt aproape două luni de când s-a solicitat ajutorul FBI. Pentru că este o probă foarte grea, care nu poate fi efectuată decât de către FBI și care poate dura până la 6 luni. Bănuiesc că acum, având în vedere că poate nu va dura chiar 6 luni, dar având în vedere că timpul este relativ scurt din momentul în care au inițiat această colaborare, probabil că vom avea un răspuns până la sfârșitul acestui an. FBI-ul lucrează în cazul Luizei Melencu pentru a vedea dacă resturile găsite în pădurea din apropierea casei lui Gheorghe Dincă și unde Gheorghe Dincă a indicat procurorilor că ar fi aruncat anumite resturi umane. Este foarte posibil ca Gheorghe Dincă să aibă și alte victime, pentru că, în general, persoanele care acționează în acest mod mai fac și alte victime. Și unul din cele două, să spunem, acum e o presupunere de-a mea, pe cazuri anterioare, cazului Dincă, nu neapărat din România, cât și din alte țări, și mă refer aici strict la criminali în serie, profil pe care se pare că l-are și Gheorghe Dincă, să fie o altă victimă. Și atunci Gheorghe Dincă a dus pe o pistă greșită anchetatorii, pentru că el, recunoscând cele două crime, practic a captat atenția asupra acestor cazuri.
Și dacă nu ar fi avut, să spun, nimic de ascuns, altceva, nimic de ascuns, dacă putem vorbi despre Gheorghe Dincă ca despre o persoană responsabilă care ar putea să nu aibă nimic de ascuns, cu siguranță că ar fi arătat și locul în care le-ar fi îngropat. Însă el a susținut de-a lungul anchetei faptul că le-ar fi lovit și nu ar fi avut intenția să le omoare. Bineînțeles, e o poveste întreagă și o fabulație întreagă a unei minți criminale, însă vrea să scape cu lovituri cauzatoare de moarte. Ori găsirea cadavrelor va arăta foarte clar că au urme de violență. Aveau. Da, mai mergem într-o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Stați alături de noi. Așteptarea unei conferințe de presă la sediul USR, Dan Barna, candidatul la prima funcție în stat, care a ieșit pe locul al treilea cu un procentaj de puțin peste 15%, a fost testat de colegii de partid în urma unei proceduri desfășurate pe timp de 5 zile în mediul online. De fapt, el a testat încrederea colegiului de partid, o procedură de vot intern, în urma căreia s-a decis dacă va fi sau nu va mai fi președintele USR. Informațiile noastre pe surse ne spun că votul a fost în favoarea domnului Barna. 9654 de persoane au votat din 17280 de membri cu drept de vot în USR, în favoarea rămânerii domnului Barna în fruntea USR. Așteptăm declarații de presă, așadar o să le vedeți în direct pe B1 TV. Lili, foarte interesant această procedură de vot pe care au adoptat-o cei de la USR. Eu zic că, dincolo de procedura de vot, domnul Barna abia acum ar trebui să fie îngrijorat, pentru că aproape jumătate din membrii cu drept de vot, că bănuiesc că toți membrii au drept de vot, exact, pentru că bănuiesc că nu sunt membri minori și nici membrii condamnați definitiv a căror drept de vot a fost retras, deci toți membrii USR au dreptul de vot și mai aproape jumătate dintre ei nu mai vor pe domnul Barna. Eu mă întreb, mai că nu făceau pragul pe 50%. Mai că eu mă întreb dacă cu cine au votat la alegeri cei aproape 8.000 de membri USR care nu mai doresc pe domnul Barna în fruntea USR. Păi, poate deci au votat-o cu domnul Barna și nu-l mai doresc acum, după acest rezultat catastrofal. Nu mai doresc. După rezultatul, nu a fost catastrofal pentru... La așteptările lor, bine, dacă te raportezi la așteptările lor, a fost, Lili. Domnul Barna se raportează la mediul online, crezând că viața este în mediul online. Nu, viața este pe terenuri din sate, din cătune, din... e altceva. Și plus că vorbim despre un partid relativ nou. Dar, dincolo de eșecul usturător pentru domnul Barna, eu zic că marele eșec abia acum începe, pentru că va avea un, să spun așa, un dușman între ghilimele în cele aproape 50% care nu-l mai doresc în vârful USR. Nu știu cât de mult se va putea mobiliza USR până la alegerile locale prefigurate a avea loc în luna mai anul viitor, pentru că e mai greu să-ți faci rețele din astea prin filiale, prin țară, să fii foarte cunoscut în țară, pentru că acolo vorbim de primării, de comune, de sate, de unde sunt împământeniți fieful de... foarte bine, da, închegate. Avem sate, comune, chiar și orașe unde sunt primari de câte 10, 15, 20 de ani pe care îi cunoaște comunitatea și așa mai departe. Va fi foarte greu să-i scoți, să extragi de acolo pentru niște oameni absolut noi și care nu au nicio vizibilitate. Nu știu care va fi posibilitatea de regrupare a USR-ului în 5 luni rămase până atunci. Însă, pentru, cel puțin pentru domnul Barna, cred că este deja o problemă pe care dumnealui trebuie să-și o pună și astfel încât să se impună în fața acestui partid. Pentru că dacă partidul nu-l susține și nu-l alege pe domnul Barna, cu ce m-ar putea convinge pe mine domnul Barna să îl aleg? Problema vine până la urmă din interiorul lor, știți? Nu...
Dar, bineînțeles, rămâne la șefia partidului, se mai ceartă cu domnul Cioloș, mai încearcă o fuziune, domnul Cioloș vrea să fuzioneze plusul, să ia USR-ul, USR-ul vrea să ia plusul, probabil că până la urmă nu se vor înțelege, pentru că asta ar însemna ca unul să fie șeful celuilalt și nu știu cât de tare ar bucura și pe unul și pe celălalt. Sigur, fiind anunțată această conferință de presă, toată lumea se întreba dacă nu cumva domnul Barna... Bine, încă domnul ne putem Barna, întreba. Domnul Barna poate să fie susținut de peste 50% din membrii, 9.000 și ceva. Dar, Lili, nu poate fi și această măsură sau acest rezultat așa ca un prim pas să nu facă tam-tam în interiorul formațiunii fix acum înainte de alegeri, să lase lucrurile să se liniștească și să înceapă circul după prezidențiale? Suntem după alegeri? Nu, păi circul nu are ce să... USR-ul nu mai contează în contextul alegerilor, pentru că au și spus voturile cui le dau, era aproape sigur, pentru că nu aș vedea pe cineva care l-a votat pe Dan Barna să o voteze pe Viorica Dăncilă. Era, nu au nicio legătură, nici stânga cu dreapta, nici profilul alegătorului cu profilul alegătorului și așa mai departe. Ei nu mai au candidat, nu mai au pentru ce să se lupte, iar aceste schimbări vin nu înaintea alegerilor, ci după alegeri și au unui eșec. Orice președinte de partid care are un astfel de eșec, care nu reușește să intre în turul 2, deși se afla printre printre favoriți, favoriți, da, era clar în această luptă, eșecul vine din faptul nu că n-a intrat în turul 2, că până la urmă era o bătălie, să zic așa, pentru locul 2, ci că este la o diferență enormă față de Viorica Dăncilă. Exact. Cine s-ar fi așteptat la acest lucru, dar probabil tot din cauza acestor certuri din interior. Să nu le uităm, că au mai fost și în trecut. Au fost deputați care au plecat de la USR strigând că acolo este comunism, că și ei fac jocuri. A intervenit și această problemă cu fondurile europene neelucidată nici până în ziua de astăzi a lui Dan Barna, care, dacă nu va fi elucidată, va atârna de coada, între ghilimele, lui Dan Barna și la alegerile locale, mai ales presupuse, să spunem, nereguli cu fonduri europene sau fraude, mai grav, ar duce, practic, la un eșec și mai mare la locale, pentru că vorbim de primării unde se lucrează cu fonduri europene. Da, un subiect foarte interesant. Continuăm să dezbatem acest lucru și începând cu ora 15, când veți urmări știrile B1 TV. Acesta a fost Top B1 de astăzi. Sunt Aleta Sângerozan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Încă așteptăm conferința de presă a domnului Barna să vedem exact rezultatele finale, rezultatele votului intern care s-a dat în cadrul formațiunii pentru sau împotriva rămânerii lui Dan Barna în fruntea USR. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 13. Numai bine!